încă un mic detaliu. Frumos! Sammy, ce-i asta? Siu, nu vezi? E noua mea capodoperă! Și cum se numește? Ce vrei să spui? Marea, evident! Este un tablou foarte modern, Sammy, dar poate încercăm realismul? Și ce-ar trebui să însemne asta? Înseamnă că o să facem marea să pară reală! Uite, vezi? Wow! Asta da artă! Zici că putem face și noi așa ceva? Sigur! Hai să încercăm! Haide! Salutare, prieteni! Azi vă face un tablou uimitor al mării! Salutare tuturor! Sammy, de ce ai adus o paletă și vopsele? Ha? Și cum vom picta fără vopsele? Siu, mă surprinzi! Ah, Sammy, nu ne trebuie vopsele! Vom face un panou din rășină epoxidică! Rășină epoxidică? Adică pregătirile mele au fost inutile? Sammy, sunt sigură că vei fi fascinat de arta din rășină epoxidică! Prieteni, clar trebuie să încercați și voi asta acasă! E super simplu, chiar dacă sunteți începători! Bine, Siu, spune mai multe despre rășina aia epoxidică! Ei bine, e un polimer special folosit pentru tablourile din rășină, realizarea bijuteriilor și chiar a mobilei! Amestecată cu un întăritor devine solidă, așa că ai un timp limitat de a-ți termina lucrarea! Dar e transparentă! Cum o să facem o mare cu ea? Vom folosi pigmenți pentru asta! Prin amestecarea acestora cu rășina epoxidică putem obține orice culoare dorim! Așa mai merge! Marea noastră o să arate atât de reală încât vom putea chiar să simțim briza! vom vedea! Dar mai întâi hai să ne amintim măsurile de siguranță pentru lucratul cu aceste materiale! Ok, Suzy, sunt gata să iau notițe! Trebuie să facem totul corect! E super simplu! Ne trebuie o mască și mănuși de nitril! Noroc că sunt un slime și nu-mi trebuie astfel de măsuri, dar voi, dragilor, ar trebui să aveți grijă! Și să lucrați doar într-un spațiu bine aerisit! Deci acum suntem gata să începem! Asta e planșa de lucru pentru rășina epoxidică! Arată bine, nu? Și e deja protejată împotriva petelor! E simplu să folosiți scociul, prieteni, dar aveți grijă să nu vă înfășurați pe voi cum am făcut eu cândva! Sammy mereu se străduiește, nu-i așa? Hai să punem planșa de lucru pe un stand făcut din paharele astea! Perfect! Vom folosi o cană gradată ca să măsurăm ingredientele. Umpleți cana cu rășina epoxidică. Uite așa! Dragilor, citiți instrucțiunile cu atenție ca să folosiți proporțiile exacte. Wow! E așa siropos! Fascinant! Cred că ajunge! E timpul să punem niște întăritor. Turnați-le încetişor ca un firicel. Bun, fix așa. Sammy! E timpul să amestecăm rășina cu întăritorul. Ups, credeam că mi-am închis ochii doar pentru o secundă. Ceva mi s-a prins de spate? Pot să vezi? Sigur! E un băț de lemn. Fix asta ne trebuie acum. Bun, ar trebui să amestecăm imediat ca să nu se încălzească. Timp de 5-7 minute. Apoi turnați-l într-un alt pahar și amestecați iar timp de 2 minute. Ai dreptate! Să facem! Prieteni, puteți ruga un adult să vă ajute cu acest DIY? Nu vă sfiiți! În plus, e mult mai distractiv să creați împreună! Rășina e gata! Hai să o turnăm în pahare de plastic ca să colorăm cu pigmenți! Vom avea 3 nuanțe diferite ca să facem marea să pară cât mai reală! Și ultimul pahar! Așa! Grozav! În sfârșit! Hai să le colorăm! Ești așa entuziasmat! Ce culoare ar trebui să facem mai întâi? Nu știu! E așa greu să aleg una! Putem face 3 deodată? Hai să luăm nițel din culoarea asta! Putem mereu să mai punem dacă mai e nevoie! Wow! Asta e culoarea pentru apa mai puțin adâncă! Super! Și asta e culoarea pentru părțile cele mai adânci ale mării! Grozav, nu-i așa? Și urmează azuriul meu preferat!
Îl vom folosi pentru restul zonelor. Ia uitați, iese așa de frumos! Sfinte plăcinte, zici că e apă de mare pe bune! Mai trebuie să facem culoarea nisipului. Vrei să încerci? Da, sigur, dă-mi-o mie! Prieteni, pentru următorul pas e mai bine să purtați mănuși. Pac! Gata! Fiu, ia uite ce culoare am făcut! Oh, e minunată, Semi! Hai să turnăm aici! Am amestecat rășina cu niște pietricele și bucățele de sticlă ca să facem coasta să pară mai realistică. Wow, Siu, a ieșit așa de cool! Oh, da, Semi, ai făcut o treabă grozavă cu pigmentul! Ultima chestie de pregătit e o rășină epoxidică pentru valurile albe ale mării. Priviți cu atenție, dragilor! Deși sunt sigură că deja știți cum să o amestecați, nu-i așa? Culorile mării, nisipul, valurile, totul e gata! Hai să ne apucăm în sfârșit de pictat! Da! Pregătirile sunt finalizate! Deci, ce vom face acum? Hai să începem cu nisipul! Imaginați-vă unde va fi coasta! Și apoi turnați rășina! Oh, e mai bine să începeți imaginea plajei de lucru! Asta mi-amintește de untul de arahide crocant! Puteți folosi un băț de la înghețată ca să întindeți uniform rășina pe plajă. Aveți grijă, totuși, nu vă grăbiți! Așa! Sfântă mozzarella! Deci nu ne trebuie nici măcar pensule? Da, absolut nimic! Doar folosiți-vă imaginația și rășina va face restul! Hai să decorăm puțin țărmul! O să folosesc bucăți de sticlă! Arată ca niște cristale, nu? Wow! Fragmente de corali! Hai să începem cu ele, Siu! Ok, pornim! Puneți-le oriunde vreți! Destul, Siu, gata! Lasă niște loc și pentru alte decorațiuni! Și acum să punem aleatoriu niște pietre! Așa! Îmi place! Hai să punem mai multe și mai multe! Ok, am terminat aici! Acum hai să creăm cea mai uimitoare mare! Pe sub mare! Sunt pregătit! Hai să începem cu zona de țărm! Vom folosi cea mai deschisă nuanță de albastru aici! Turnați-o cu grijă! Nu vă grăbiți! Bun! Folosiți mai puțină rășină când ajungeți la mijloc! Așa! Nu vă fie teamă și distrați-vă! Siu, hai să folosim următoarea culoare! Vreau să văd cum se combină culorile! Atunci e timpul pentru asta! Pornim! Nu vă temeți că se combină culorile! O să se creeze cel mai frumos efect în degrade! Turnați-o încetişor și bucurați-vă de proces! E ca o meditație! Super relaxant, aș zice! Siu, e timpul pentru nuanța cea mai închisă de albastru! Hai să turnăm culoarea asta! Ah, am trecut la partea cea mai adâncă a mării! Marea adevărată nu are liniile alea clare! Putem rezolva asta? Da! Ne trebuie un banal băț de la înghețată pentru asta! Ok, priviți! Așa! Ce zici acum, Semi? Arată mai bine? Ador cum se întrepătrund culorile! Deci, plaja cu nisip și marea sunt gata! Ia uitați ce priveliște uimitoare!
simt căldura soarelui și briza mării. Unde mi-e crema de soare? Semi, e prea devreme să te relaxezi. Mai avem multe chestii de făcut, îți amintești? Sfinte plăcinte! O să punem toate astea pe tablou? Da, ne trebuie puțin mai târziu. Deci, te odihnești sau mă ajuți? Normal că te ajut! Slime-urile nu-și lasă prietenii baltă! Interesant! Ce e aia? Semi, ce faci? Ai găsit o comoară în mare? Siu, e un dezastru! Am găsit mici bule de aer pe suprafață! Ha? Semi, n-are nimic! Putem repara asta! Dar ne pot distruge întregul tablou! Sfântă mozzarella nu mai e perfect! Vă voi arăta un truc simplu ca să scăpăm de bule! Dragilor, mai bine rugați un adult să vă ajute! Luați lampa și începeți să o mișcați rapid pe deasupra planșei de lucru! Așa! Vedeți? Wow! Bulele dispar! N-am crezut până n-am văzut-o cu ochii mei! Am adus un uscător de păr așa cum m-ai rugat! Poftim! Habar n-am cum te poate ajuta totuși! O să vezi! E un alt truc faimos în arta cu rășină! Hai să turnăm niște rășini aici, lângă țărm! Și în mijloc! Hopa! Și aici! Bun! Acum luați uscătorul de păr și începeți să suflați cu grijă pe valurile create! Prieteni, rugați un adult să vă ajute cu partea asta! Fluxul de aer o să fie fierbinte! Dragilor, ca să faceți valurile să pară mai reale, țineți uscătorul deasupra planșei de lucru și într-un unghi. Așa! Sfinte plăcinte! E atât de realistic! Suflă mai tare, Siu! Wow! Valurile astea sunt și mai grozave decât mi-am imaginat! Știi ce ar putea face ca tabloul ăsta să fie perfect? Pot ghici, dar se pare că vrei să-mi arăți tu! Scoicile! Hai să le aducem la țărm! Ok, o să încep cu scoica asta. Vreau să pun aici. Da, drăguț, drăguț! Dar ar arăta mai bine pe partea cealaltă! Atunci o să pun pe asta fix în mijloc! Nu, Siu! Pune-o la loc de unde-ai luat-o! Semi, n-o să terminăm niciodată! Uite! Fă tu partea din dreapta și o fac eu pe cea din stânga. Bine, să o facem! Acum hai să lăsăm rășina să se usuce! Semi, de 2 ore te holbezi la panoul ăla! Nu ai obosit deloc? Siu, asta e muza mea! O să desenez ceva cool! Și cine e ăsta, Semi? Ce face surferul ăsta aici? Siu, pune la loc! O să pictez ceva cool! Ah, scuze, domnule pictor! Dragilor, dacă v-a plăcut arta noastră, dați-ne un like și abonați-vă la canalul nostru! Pa! Creați artă și distrați-vă! Pa, pa, prieteni! Pe curând!